Dragi prieteni, iată-ne la ultimul cuvânt, avem câteva subiecte foarte foarte importante, unele dintre ele destul de îngrijorătoare, însă asta vreau să facem în acest material, de această stați aproape, vreau să depășim orice frică, orice îngrijorare, pentru că se anunță vremuri destul de dificile. Însă, dacă îl vom avea pe Hristos în inimi, vom depăși... Totul cu bine. Ok, primul subiect este despre iadul din Shanghai. Este cu adevărat un iad ce se întâmplă acolo. Această pandemie pare, pare că nu s-ar fi oprit. În Shanghai avem o creștere alarmantă a cazurilor. Adică undeva la câteva mii, maxim 30 de mii, 40 de mii pe 26 de milioane de locuitori. Știm foarte bine cum funcționează. Unii intră alții ies câțiva din păcate mai și pică. Însă măsurile de acolo sunt cu adevărat cu adevărat demonice. Haideți să vedem un material despre închisoarea din Shanghai cum la ferestre da, oamenii ies la ferestre și Țipă, uh, a groază, în miez de noapte. E un filmuleț care pe mine m-a cutremurat. Urmărim acest material. Te gata, țânga la ceo! Arată mâine, vedem! Soie, rândul tăcea! Ce-i, Deci, am văzut acest filmuleț în care, efectiv, oamenii ies la geamuri și sub formă de protest sau Chiar ca să se elibereze, să degajeze stresul și îngrijorarea și tot ce au acumulat în ei, urlă de la ferestre. Așadar, capitala economică a Chinei se confruntă cu cea mai mare creștere a cazurilor de la începutul pandemiei. Autoritățile au ordonat izolarea aproape integral a celor 25 de milioane de rezidenți și îi plasează pe cei care au fost testați în centre de uh, izolare. În acest context, uh, Departamentul de Stat al SUA a ordonat plecarea personalului său din cauza acestei uh, epidemii. Așadar, America își retrage personalul diplomatic din Shanghai deci, iată că America pare că s-a deșteptat, își retrage personalul de acolo, nu de teama unei infectări pentru că de acum știm cu toții cum funcționează lucrurile, societatea s-a pregătit medicamentația se cunoaște măsurile se cunosc, ok, au fost foarte foarte multe greșeli care s-au făcut cu această boală, foarte multe tratamente extraordinar de greșite, însă ce se întâmplă acolo este cu adevărat un iad. Haideți să vedem un alt filmuleț în care un om care alergă fără măscuța indicată Uh, efectiv este ținut cu niște uh, uh, lasouri sau nu știu cum să le numesc, da, niște dispozitive din metal, da, ca o gheară așa cu două brațe care efectiv izolează omul deci dacă um, e prins un om fără mască pe stradă, vin 2-3 din acești gardieni ai planetei și cu dispozitivele acelea de metal lungi de vreo 2 metri, izolează omul unul îl pune în față, unul în spate, eventual mai vin 2-3 dacă omul este um, recalcitrant și îl izolează acolo până vine poliția să-l aresteze și să-l um, carantineze cu forța. Hai să vedem și

你们、你们、你们不要骂！你、你不要理他，不要骂他，啊、你们不要还他。在家里睡死醉死,死，就不能出来扰扰乱社会，知道吧？ Ok, deci ce se întâmplă este strigător la cer. Noi ne rugăm, noi ne rugăm la Dumnezeu și cerem și îl implorăm pe tăticul nostru din ceruri să nu care cumva să mai trecem prin această nebunie colosală. Ne rugăm, îi cerem lui Dumnezeu. Am văzut de curând o caricatură în care um, um, două personaje vorbeau la telefon și uh, cineva zice, hei, uh, Știi faza cu războiul a cam expirat, ce facem? Păi trimitem valul 6, știi? Adică totul ne duce așa în disperarea aceasta de a crede că efectiv lucrurile sunt plăsmuite de o minte drăcească, diabolică și avem și suntem îndreptățiți să credem asta pentru că observăm o manipulare grotească, diabolică, drăcească a lucrurilor. În momentul în care presezi populația cu panică, cu frică, nu faci decât să o îmbolnăvești, să-i scazi să sistemul imunitar și se ajunge iarăși în această nebunie. Haideți să vedem un filmuleț de asemenea cu jafuri. Efectiv, populația din Shanghai nu mai suportă această decizie deplorabilă de acuzat, bineînțeles, însă, vedeți ce se întâmplă în Shanghai. Este posibil doar din cauza, nu spun datorită, ci din cauza unui sistem. Opresiv din cauza unei dictaturi din cauza uh, faptului că anumite minți uh, știm noi cum și de care gândesc pentru uite 26 de milioane. Deci oamenii au fost efectiv izolați în apartamentele lor deci li s-a interzis să mai iasă la cumpărături pot comanda doar online și să aștepte rația guvernamentală de nu știu ce alimente uh, dau ei dacă ori mai veni alea. Și atunci oamenii, normal că intră în disperare, intră în criză, intră în, 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 în ceea ce se întâmplă acum, hai să vedem filmulețul ăsta cu jafurile, e unul tare de tot care, uitați-vă atenți, să vedeți că nu ia doar pentru el, efectiv aruncă peste gard la alți oameni care n-au prins alimente, aruncă, deci omul nu e acolo să ia doar pentru el, omul aruncă, înțelege, asta cred că imaginea, Altruismului și imaginea disperării, în care îți dai seama că nu trebuie doar pe tine să te ajungi și să ieși doar tu din situația asta disperantă, ci efectiv sunt alții cu tine. Deci, iată un chinez care efectiv înțelege că trebuie să ajute și pe alții și în disperarea asta, în lipsa de hrană și în lipsa de, de discernământ, acolo sus, discernământ guvernamental, omul caută să-i ajute pe cât mai mulți dintre semenii lui, le aruncă peste gard și la alții. Hai să urmărim din materialul. Asta este situația cu Shanghaiul. Este efectiv un iad și oameni buni haideți să ne rugăm la bunul Dumnezeu să nu se mai întoarcă și în România și ne bazăm pe bunul Dumnezeu că ne va lumina uh, suspușii și guvernul țării noastre și de acum încolo vom manageria altfel situația și să nu mai fim nevoiți să punem un lockdown pe toate cele în numele lui Isus Hristos situația să fie controlată frumos, cu învățăturile pe care le-am tras în 2 ani de zile, fără să ne mai precipităm să luăm măsuri draconice, măsuri disperate și măsuri neeficiente, da? care să afecteze și mai mult economia, psihicul omului, psihicul social, sănătatea, pentru că v-am spus, atât timp cât pui pe om presiune, teamă, groază, știri negative, scas sistemul imunitar, mulți au murit și din cauza panicii sau panicat, Bineînțeles, cu acea insuficiență respiratorie, că panica a amplificat-o și mulți au decedat din cauza aceasta. Avem o dictatură occidentală și o dictatură orientală, da? Sau avem aici doi poli de putere și niciunul nu mai e de dorit, da? Avem occidentul, da? Avem partea aceasta a Rusiei și dacă până acum ne uitam la Putin și ziceam domnule știi uite este împotriva depravării sexuale și bravo domnul Putin auzeam de legi date împotriva destrăbălării sexuale împotriva păcat am nu mai pot să-i pentru că vedem ce se întâmplă acolo și exact ce spuneau alții și ce am spus și eu dintotdeauna. Degeaba condamni un păcat dacă îl îmbrațe în brațe pe altul. Da? Adică condamni depravarea sexuală așa de fațada populațiilor. Apropo, știți știrea din Rusia anume că ei au spus că intră în Ucraina ca să o denazifice, da? de nazificarea Ucrainei. Adică lupta cu paradele homosexuale, lupta cu paradele uh, depravării, da? Și au intrat cu șenilele, cu șenilatele, cu tancurile și au um, efectiv uh, uh, ca să denazifice. Ok, înțeleg, înțeleg și da, v-am spus eu, nu sunt un adept al lui Zelenski, Ba, din contră, am condamnat uh, pe față și direct Omul Zelenski dinainte de a fi președinte și de, dinainte de război și uh, Ucraina a ales uh, ca președinte un om care, un comic din acesta, un actor de comedie care a dansat cum a dansat pe tocuri a făcut tot felul de, de spurcăciuni înaintea camerelor și cred că mai bine de jumătate din materialele lui erau cu tentă sexuală, dar o tentă sexuală vă dați seama, niciodată nu e ok depravată la maxim și atunci Rusia zice, da, avem o măsură ca să îl îndepărtăm pe Zelenski cel occidental pentru că vedeți, Occidentul acum a este asociat cu depravarea, cu depravarea sexuală, morală și vine biserica asta răsăriteană și foarte conservatoare și zice avem o soluție, gata, știm cum să denazificăm, știm cum să scoatem draceștea de depravare sexuală din Ucraina. Băgăm șenilele, băgăm bombe rade Mariupolul și alte, Harkovul și Irpinu și distrugem și chiar am văzut un material și vreau să-l urmărim chiar acum Un material în care un tânăr român de acolo, de la fața locului Povestește că au fost anunțați că sunt bombe inclusiv în frigidere Hai să urmărim acest material ce au putut să facă rușii Am văzut că scrie peste tot să le am foarte mare grijă pentru că sunt mine. Au lăsat, au ajuns să pună mine chiar și în frigidere. Ne povesteau mai devreme, mai devreme niște deportați uh, deputați de la ei că au pus în frigider uh, chiar și obuze, deci sunt peste tot plin de bombe și cu niște fire și dacă ai tras de la, s-a explodat totul. Și încă o chestiune incredibilă, au zis că au pus în mai multe locuri diferite capcane, tot așa pentru a omorâ, mai ales copiii. Deci în jucării se puneau acolo diferite vine sau bombe și un în momentul în care acele atinse. Ok, deci uh, nu se poate. Uh, uh, știm de la apostolul Ioan care zice foarte puternic toată uh, lumea zace în cel rău. Lumea zace în cel rău. Dar uh, singura soluție de curățare a acestei lumi este prin Hristos, prin Scriptură. Nu poți să denazifici Ucraina punând bombe în frigidere ca atunci când sau în jucăriile copiilor, da? Deci uh, uh, diavolul este și de o parte și de alta. Este și în democrația occidentală care nu mai este de mult o democrație, ci este o băgare pe gât de depravării spurcate, iar această nouă ce să zic, campanie răsăriteană de purificare lucrează cu căpetenia demonică de ucidere în masă, da? cu strategiei genocidu. Hai să purificăm și nenorocire. De aceea condamnăm atât depravarea sexuală occidentală și depravarea morală occidentală cât și ceea ce se întâmplă în, cu Rusia și Ucraina este clar de condamnat. Asta face păcatul la urma urmei. Asta face păcatul. Îți, Asta e rețeta perfectă a, a distrugerii, da? Te duci spre păcat, îmbrățișezi ca națiune păcatul și bineînțeles că stârnești toți draci împotriva ta și se ajunge la astfel de atrocități. Este Mă, cum să zic eu? Rețeta perfectă a distrugerii. În momentul în care vrem liniște și pace și vrem creștere, emancipare și uh, binecuvântare, trebuie să-l alegem, să alegem pe Hristos principiile creștine, principiile scripturii, familia să fie familie, să fie lăsată familie, copilul să fie lăsat copil, pentru că haideți să privim. În primul rând, o imagine uh, venită da din America uh, și o tipă face își face un tort ca să sărbătorească un avort. Deci despre asta este uh, uh, vorba în occidentul ăsta aplaudat și dorit de Zelenski și uh, alții. Uh, și occident în care, bineînțeles, iată că și noi ne aflăm, da? Deci ăsta este occidentul acela dorit de unii și aplaudat de unii. Zice, avortul este health care, da? Este îngrijire corporală, da? Sănătate. Zice, dar de asemenea este și traumatic. Dar dacă simți această traumă, Aleg, adună toți prietenii tăi apropiați și celebrează, sărbătorește cu ei. Da, fi fericit, lasă-te pătrunzi de fericire. Ok, deci ți prietenii, fă un tort și vedem poza asta cu tortul și scrie pe tortul ăla oh it's a boy și după aia rip, știi? Sau ce a scris pe tortul ăsta, da? Adică eject. Nu se poate așa ceva. Deci am ajuns să încurajăm celebrarea avorturilor, da? Și știm ce legi nenorocite și spurcate se dau acum în occidentul acesta. O femeie, nu pot să o numesc mămică o femeie înnebunită de cel rău, de diavol, o femeie căreia diavolul i-a luat discernământul moral, discernământul matern, discernământul spiritual, discernământul omenesc din toate, to orice formă de discernământ. o mamă zice mai are cineva probleme în a-și convinge adolescenții să continue tranziția? Mai are cineva astfel de probleme? O, oh, uite ei mei refuză am pe cineva în familie unul dintre una dintre adolescentele mele, nu știu dacă era așa adolescentă sau mama a ales să fie adolescentă, deci o confuzie, te uiți și zici, bă, ok, dar ce-a fost în concepția ta, ce-a fost înainte, adolescentă sau adolescentă? Adică e o nebunie. Și zice, uite, dacă uh, uh, aveți probleme, mie mi-a venit o idee, uh, le-am pisat medicamentele astea de distrugere și le-am pus în cereale, pentru că adolescenții mei nu le mai vor și au dat seama, deci copiii de 14 ani și au dat seama că sunt într-un pericol de moarte, și au refuzat, au zis, mă, mamă, lasă-ne, nu mai, ok, am avut nebuniile noastre, corpul nostru, lasă-ne să decide. Și mămica a zis, nu, nu, mică, nu, lasă că vă nenorocesc eu și pune medicamentele alea de nenorocire în lapte, da, în lăptic, vă dau, băi, de s-a ajuns, gândiți-vă, oameni buni, e o nebunie, gândiți vă cum să-ți nenorocești propriul copil cu, cu, cu medicamente, da? Să știm cazuri în care sunt căutați și cercetați sunt zeci de mii de cazuri la nivel mondial în care tinerii aceștia care au trecut prin această schimbare regretă amarnic, dar nu mai au ce să facă că și-au tăiat, s-au mutilat și-au extirpat și mutilarea asta găsim în Biblie că nu este ok, nu e bună, e, poți să o pui pe o tulburare venită chiar pe pe fond demonic, da? Deci nu se poate așa ceva. Deci e strigător la cer. Asta este America aceea care votează uh, un bătrânel care, iată, este luat în derâdere, care sforă la conferințe și care uh, nu e capabil să țină minte că războiul e în Ucraina, ci că Ucraini, uh, în Ucraina sunt ucrainieni. Știți că Biden i-a făcut iranieni. Put me circle Kiev with tanks. But it'll never gain the hearts and souls of, the Iranian people. of the Iranian people. Și uh, închei cu aceste evenimente, eu nu înțeleg. Ok, uh, hai să zicem domnule da, oamenii vor să se distreze. Dar nu înțeleg de ce aceste concerte masive din România au tematică demonică. Eu nu înțeleg asta. Da? Nu înțeleg de ce. Concertele astea nu vreau să le dau nume, uh, aleg tematici drăcești, demonice. Uh, uh, Uitându-mă în scriptură și haideți să ne uităm în de Deuteronom 18 și după aia o să vedem și câte apoze, poze. Deuteronom 18 de la 9 în jos spune așa până la versetul 14 spune După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău să nu te înveți să faci după uruciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă dugurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție Domnul Dumnezeul tău nu ți îngăduie lucrul acesta. Ok, deci dacă ne numim creștini, dacă facem Sfânta Cruce, da? dacă ne închinăm la Hristos, dacă purtăm pe noi cruci, eu, eu mă, mă, întreb așa, cum poți să dănțuiești tu acolo la evenimentele astea cu cruci pe tine, cu tatuaje, cu cruci, văd așa acum o modă, câte două cruci așa suprapuse, e o modă acum, unii își frezează cruci, da? deci își fac cruce și în creier pe, pe unde și lor mai face, au tatuați psalmi, au tatuați îngeri, unul și -a tatuat uh, semnele uh, 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 asta a piroanelor, da, cumva mâna Domnului Isus, așa tatuată, foarte artistic, dar tu te duci la evenimente care se numesc uh, Temple of Luna, da, templul lunii, împărăteasa, nu știu cui a fost anul trecut, împărăteasa lunii, la fel, The Magic Ride, tot felul, magia, nopția, lupului, tot felul de nume și tematici din acestea pe, pe, pe față. Pe față, vrăjitorești, demonice, spiritiste. Anul trecut am avut un articol și o prelegere legată de, de acest lucru pentru că a, a fost aleasă anul trecut ca simbol o împărăteasă care inițiază în, în ocultism. Și ne mirăm de ce se întorc copiii noștri de la astfel de evenimente uh, 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 rebeli, uh, cu, cu deformări mentale, nu mai cunosc identitatea. Ați văzut evenimentul ăla, concertul ăla în America, tot așa un uh, dăsta cânta care făcea incantații demonice și tot felul de mizerii demonice, tot cu simboluri, cu poarta iadului, cu draci, care merg deasupra și au murit 8 copii. Nevinovați și nu știu câți răniți, și s-a ales praful de, de, de tot. Să nu uităm că, în colectiv, oameni buni, eu ce vă spun? Vă spun ca un părinte responsabil și ca un părinte sufletesc, da, un, un duhovnic al uh, 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 unei congregații întregi și a mii de oameni, de mii de credincioși de pe întreaga suprafața Pământului, bineînțeles, români și bineînțeles și străini și cine îmi scrie. Și vă spun la colectiv când au murit zeci de tineri arși și am vizitat și eu câțiva în spitale și am ajutat cum am putut și m-am dus cu medicamente, cu grană, cu ce am putut să ajut, cu ce, ce mi-a dat și mie Dumnezeu și vă spun că înainte de acest eveniment acolo în, în locul acela au avut loc ritualuri demonice și știm da, cu cruci întoarse, cu dăștea de cântau tot felul de simboluri demonice, satanice, cu tot felul iar ce se cânta acolo știm foarte foarte Bine știi uh, 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 hai să ne luăm la revedere de la gravitate să sărim în foc uh, multe chestii care sunt ca indicii noi ne pierdem protecția noi fizic ca oameni ca indivizi ne pierdem protecția când ne, ne depărtăm de Dumnezeu tăticuțul nostru oricât ai vrea tu să negi noi suntem atârnați a de Dumnezeu noi suntem lipiți de Dumnezeu e creatorul nostru, e tăticul nostru dacă fiul vine mâine la mine și îmi spune bă tată gata, nu mai te vreau în el are ADN-ul de la mine în el are gene de la mine e, va rămâne copilul meu chiar dacă mă neagă așa e și cu noi și cu Dumnezeu în momentul în care ne dezlipim de Dumnezeu Pierdem acea protecție, pierdem suportul părintesc, părintesc al tăticului nostru cereș și atunci și cu ce rămânem? Cu demonii aceștia care ne schimonosesc, care își bat joc de noi, care ne umilesc, care iată, ne, 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 ne omoară în flăcări și în accidente și nenorociri. Nu o să atragem cuvântare. Uitați-vă la Ucraina, uitați-vă la Rusia, uitați-vă la, la, la ce se va alege și de Occident. Nu va fi deloc bine pentru acești oameni care îmbrățișează păcat cu atât de multă forță și cu atât de, multă, cu atât de mult discernământ. Deci ei aleg, cu, efectiv cu discernământ aleg lucrurile astea. Așadar, oameni buni, stați departe, stați departe de păcat, stați departe de ocultism, stați departe de vrăjitorie, stați departe de îmbrățișarea păcatului pentru că vom plăti, vom plăti zice cuvântul lui Dumnezeu și chiar ascultam astăzi un cântec laic la radio, ceea ce uh, semănăm vom culege, ceea ce semănăm vom culege, semănăm uh, 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 distrugere, semănăm uh, păcat, vom culege distrugere, da? vom culege războaie, sânge, uitați-vă la Germania, păi să ajung Germania, Oh, mamă, știți acolo la fel, libertinaj, Oh, să îmbrățișăm de păcatul, să îmbrățișăm, uitați-vă la Germania, astăzi sunt, se dau curația, făina, am înțeles că n-ai voie să cumperi mai mult de 2 kg de făină, da? rafturile se cam încep să se golească, Oh, ne zgudui, gazele, cam greu cu cu gazele, ajung nemții știi să se spele mai răruți, francezii la fel, dădeau anunțuri, hai să ne spălăm mai răruți ca să uh, avem gaze. da, Deci oameni buni, uh, uh, ăștia care par de neclintit, uh, cu toate că au ales uh, și au îmbrățișat păcatul, vine o vreme în care plătim facturile păcatului. De aceea stați departe, stați departe de păcat, stați departe de nelegiuire și veți semăna la vremea potrivită, Veți se cera binecuvântare și protecție din partea lui Dumnezeu. Haideți să încheiem această prelegere, să facem și o rugăciune și să cerem lui Dumnezeu să ne ierte națiunea să ierte lumea aceasta, să-i mai dea vremuri de har ca să se întoarcă și alții la Hristos și să aibă discernământ și să îl îmbrățișeze pe el și veșnicia lui. Haideți să ne rugăm, Doamne venim înaintea ta și te rugăm în mod deosebit ca tu să ne binecuvintezi, te rugăm în mod deosebit ca tu să ne ierți nelegiuirile, iartă-ne alegerile greșite și păcătoase, iartă curviile, avorturile, iartă Dumnezeule destrăbălarea, iartă vrăjitoria din națiunea aceasta, ajută-ne pe noi românii să nu mai îmbrățișăm ocultiți Dumnezeule, să îmbrățișăm Dumnezeule doar pe tine, să te îmbrățișăm Hristoase și cuvântul tău, ajută-ne să ne apropiem de cuvântul tău, ajută-ne Dumnezeule să-l citim zi de zi, să-l citim copiilor noștri, să-l dăm copiilor noștri să-l citească, să nu fie casă fără rugăciune și fără scriptură, ca așa ne tu să nu fie casă și om fără de fapte bune și fără de a umbla neprihănire. Ajută-ne să fim poporul tău Dumnezeule și dă-ne de har în aceste vremuri de groază Dumnezeule, dă-ne de pace în aceste vremuri de groază, Îți mulțumesc, Isuse, că iubești România, îți mulțumesc că iubești lumea întreagă și că o vrei pentru tine. Ajută-ne să te îmbrățișăm pe tine, te iubim, Iisuse Hristoase, amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să dați like, share și subscribe la aceste materiale. Și nu uitați să puneți întrebări acolo în comentarii, puneți întrebări pentru că foarte curând vom începe să răspundem și la întrebări, da? Puneți întrebări acolo, poate aveți scurt, voi răspunde, voi încerca să răspund în fiecare material ultimul cuvânt, să răspund la câte o întrebare, ok? Puneți întrebările voastre, o voi alege pe cea mai bună și la final voi răspunde la această întrebare. Ne auzim data viitoare, pe curând!